guys, sunduin ko na si Katyusha kasi nandun na sila sa labas, naglalaro. Tsaka sobrang hangin ngayon guys. Kita ko siya, wala siyang jacket. So kailangan ko siyang lagyan. Generally, si Bogdan Petre, born. I see you first. Gata, începem. Ave break? Trei. Cât e ceasul? Da. 3, 2, 1 și... Bună seara, dragi telespectatori. Ne bucurăm că urmăriți. And welcome to our YouTube channel. So, the time now guys is 11:15. So, magsusundo ako ni Katyusha sa school kasi si Mama tsaka si Papa nandun sila sa town. Then, actually, si Papa talaga yung tagahatid at sundo ni Katyusha kaso nga lang meron silang pupuntahan sa Buzao town. So, kaya ako yung magsusundo sa kanya. Tinitingnan ko lang siya dito sa bintana guys. Minomonitor ko. Kasi after ng school ni Katyusha, maglalaro pa yan sila sa playground. So, tingnan nyo guys, matatanaw nyo yung school ni Katyusha. Sobrang lapit lang yun. So, ayan. Kanang kulay red na atop buo na ang school ni Katyusha. Ngayon sa labas guys, sobrang init kaso nga lang mahangin. Pero hindi na siya malamig. Kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nga yung hangin dito sobrang delikado. Magkakasakit ka guys. Iba sa Pilipinas kasi pag mahangin, sasabihin mong fresh. Pero pag dito sa Romania, kailangan mo talagang mag-ingat kasi nga yung hangin nagdala ng sakit. Ubo at kasipun. Yung si Katyusha guys, magkakasipun siya. So ayan guys, ito yung attire ko ngayon. Malaki-laki na rin si Bibi. 5 months na siya. So, ayan. Tsaka mamaya, in 5 siguro, meron kaming interview mamaya guys sa TV. So, i-update ko kayo mamaya. Maggawa rin ako ng video. Guys, sunduin ko na si Katyusha kasi nandun na sila sa labas, naglalaro. Tsaka sobrang hangin ngayon guys. Kita ko siya, wala siyang jacket. So, kailangan ko siyang lagyan. Look, let's go home na, uy, kahit sa wind, uy. Heidi, where is your buba? Guys, kinuha ko na siya kasi sobrang hangin. See, hello, Katyusha. Yan. Uy na kami, guys. Gutom na rin to, eh. Eh, grabe hangin, guys. Open the door. Opa. Hi, open the door na, Heidi. No. Open the door. You don't like wind? Heidi, let's go now inside. Okay, the wind angry. So, ayan guys. Nandito na kami ngayon sa bahay. Nagluluto ako ngayon ng nilagang baka. Kasi inuwan. Uuwi na yung asawa ko. Hindi naman yung kakain ng lunch, guys. So, ito yung gamit ko, guys. Jasmine. Sobrang sarap nito, guys. Tsaka mabango. Ayan guys, nagpalambot ako ng beef. Gutom na ako guys, alas 12 pa naman. Wait mo muna natin siya makakulo. Dito na yung asawa ko guys. Natago ako dito sa kaya.
You come like a president. Guys, yung aking nilaga. So, sobrang sarap ito guys. Kahit walang spanak. Oh, yan, diba? Kain na tayo guys para gutom na si Katusha. So, ayan guys. Kain muna kami guys. Hi, diba? So, kain muna kami guys. Hi, let's pray Katusha. Yung bay agin kokos? Kokos? Yeah, like. But we don't like that. Kasi tu siya already here, yun. Give me a little this. Hmm? What is this? Nagagang baka. Diba? Baka? No, hide it with hot. Okay. Ayan guys, kakain din daw si Habit guys, oh. Kunti. Start na kaming interviewin ngayon. Punta na ako ngayon, guys. Vorbește și engleză, și română, și filipineză și le amestecă de multe ori și... Bună, să română! Bună, a venit și soția, Jenalin. Îmi pare bine să te cunosc. Și nouă. I will lose my inspiration. They say you need to kiss me here, like... Ok, sunteți gata, da? Da. Da, da. Vreau să spun Jenalin, nu am greșit, da? Jenalin. Da, Jenalin, cum se scrie, se pronunță. Înțelegi românește bine? Putem vorbi românește? Nu vorbiți mult. Nu vorbește foarte bine. De înțeles s-ar înțelege, dar de vorbi mai greu. Da. Ok. Cum poți tu? Nu-ți fă griji. E regulă. Cu cuvintele ei. Exact. Bun. Începem emisiunea. We will help you. Vă prezint Jenalin și Bogdan Petre sau Bogdan și Jenalin Petre? Jenalin și Bogdan Petre. Să dăm cezarului ce al cezarului. E însărcinată, e... are prioritate, are întâietate. Jenalin și Bogdan Petre, bun. Da. I said you first. Gata, începem. Ave break? Cât e ceasul? Da. 3, 2, 1 și... Bună seara, dragi telespectatori! Ne bucurăm că urmăriți emisiunea Ce bine că ești. În această emisiune puteți să aflați povestea de dragoste a unei familii, provocările prin care aceștia trec, dar și bucurile lor. Haideți să-i cunoaștem în această seară pe Jenalin și Bogdan Petre, un cuplu foarte interesant. Bună seara! Bună seara! Nu pot să trec cu vederea faptul că Bogdan ai alături de tine o soție foarte frumoasă și din altă cultură. Ce poți să ne spui despre Jenalin? Mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase, da, este adevărat, este o ființă de-a dreptul încântătoare, m-am îndrăgostit de ea la prima vedere, deși ne-am cunoscut online prima dată, dar în ziua de azi este posibilă și dragostea la prima vedere în mediul online, exemplul meu. Ayan guys, tap muna kami guys kasi si Katusha na libang. So kaya, wait muna mga 2 minutes guys, off muna kami. Then, interview ulit. Când a venit primul copil? La cât timp după ce v-ați căsătorit? Primul copil a venit la 8 luni, 7 luni de la căsătorie. Și cum a fost pentru voi să deveniți atât de repede părinți? Credeți-mă, multe persoane ne-au recomandat să ne trăim viața câțiva ani, să ne plimbăm, să... Da. Amânăm momentul conceperii unui copil, dar noi nu am vrut așa. Dragostea noastră a fost foarte mare și am zis că poate fi dusă la un apogeu printr-un copil. Plus că m-am gândit și la părinții mei. Părinții mei aveau și ei o vârstă, erau ambii peste 60 de ani și dacă mai amânam și eu 5 ani, 10 ani cu nașterea unui copil, trebuie să bucure și părinții mei ca și bunici. De unde pot, de aripile. Corect. Mai am o întrebare foarte grea. Cum faci să întreții părul tău atât de lung și frumos? Hard question for you. How you succeed to have a hair so long and so beautiful? What you do? What is your secret? Exactly. Nu știu, mă lăm. Don't be shy, you need to be frank. What is that? About your hair. What do you about use? What you do to have... No, I use a Filipino product. Știți când a fost ultima dată la un salon, Jenalin? Acum 4 ani și jumătate. Și uitați-vă cât de frumos, ce păr frumos are. Natural. Deci,
îngrijește singură cu niște... Singură, da, singură. Să se filipineze. Exact. Dragilor, vă doresc multă sănătate, dragoste, să ai o sarcină cât mai ușoară și naștere la fel de ușoară pentru tine, Jenalin. Da, mulțumim. Cred că suntem cam în aceeași perioadă cu nașterea și eu sunt la început de septembrie. Și îți dă semne, da? Wow, super! Da. Vă dorim o sarcină ușoară și să fie totul bine până la final. Dumnezeu să vă ajute. Dumnezeu să vă binecuvânteze familia voastră. Mulțumim la fel. Este un obicei foarte bun pentru voi. Pentru orice om este un lucru foarte util să putem dezvolta o relație cât mai bună atât cu Dumnezeu cât și cu partenerul nostru. Ce? Mila e de. What is that? Adică foto mea. Nu, no, ia niște cadre cu mine, cum o la voi. Ah, foto, uite. Da. Mulțumesc pentru prezența voastră. Da? Da. Și ține legătura. O să vă zic că se difuzează, nu știu, peste 2 sau 3 săptămâni, cam așa. Da. Mulțumim și noi, mulțumim. E tot sufletul, ne-a părut bine. Și mie, toate pentru cele tot, bune. Pentru tot, îi să frumoasă. Numai bine, pa. Weekend frumos, la revedere. Nakaming interviewin. Then, iwan ko guys kung tama ba yung mga answer ko doon. Basta, nervous kasi ako guys kapag in-interview nila ako guys. Yung tipong, yung wala pang camera, sobrang dami mong idea or isasagot. Pero pag meron ng camera guys, wala na. So kaya, di ko alam kung, grabe, sobrang emotional ako guys kanina. Di ko alam kung ano yung isasagot ko. So by the way, ang importante is, nasagot naman ng asawa ko. Nando naman ako, so kaya okay lang yun guys. Malam, my answer there is okay? Yes. Come here, ang sabi si Chapi. My answer there is okay? Mm-hmm. I feel shy. Kung gway-gway din tayo. How you feel today? Comfortable, like an actor. Yeah. I have experience already. Okay lang siya guys, kasi nga Romanian siya, tapos sanay siya guys eh. So kaya, it's okay guys, it's not a problem, it's important issue we share to the other people, our story. So thank you so much. Bye. Guys, for watching our YouTube channel. Thank you. And don't forget to click subscribe down below and to click notification bell to notify every time we upload a new video. Thank you so much guys for watching this video, and if you like this video guys, please don't forget to give us a like, and see you in my next video.